Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la un nou videoclip. Bună, dragii mei, astăzi avem un videoclip foarte, foarte interesant pe care știu că vă place să-l urmăriți și din experiența videoclipurilor anterioare chiar primesc foarte multe like-uri, da? Bun, astăzi vorbim despre firele de primăvară-vară pe care v-am promis că să vă arăt ce am pregătit pentru vara asta. Am aici, mi le-am pus toate într-o caserolă din asta mare în care să vi le arăt și pe lângă astea am mai luat ieri încă ceva. Și am să vă povestesc despre fiecare în parte, o să vă zic și ce planuri am pentru ele, mă rog, sunt aproximative pentru că pe parcurs mă mai răzgândesc de 5 ori până ajung să fac proiectul, dar ce pot eu să vă spun este că am mult de lucru vara asta, am destul de mult de lucru vara asta și planurile sunt destul de mărețe, ca să-i spun așa. Bineînțeles că pentru toate firele astea mi-am programat și tutoriale, da? Aici avem și fire care se găsesc la noi și fire care se găsesc în afară. Am ținut să vă arăt și pentru că știu că mă urmăresc foarte mulți din alte țări și vreau să vă arăt ce se găsește și la voi, da? Și ce părere am eu despre acele fire. Prețuri, așa, unde le știu vi le spun, unde nu le știu le căutați și voi pe internet. În altă ordine de idei, foarte multe fete din afară mă întreabă pe ce site-uri să cumpăr sau de unde să-mi iau firele. Aș vrea să vă spun așa, odată, dacă vreți fire de la Alizei, eu expediez prin poștă și în alte țări, da, prin poștă, prin Atlasib, prin Tarsin în Londra. Prețurile, ca să vă spun așa, să vedeți mai multe lume, la poștă, pentru Europa, prețurile sunt cam așa, în jur de 10-15 euro pentru primul kilogram, dar este în funcție de țară, iar ulterior, pe parcurs ce crește cantitatea, sau mai bine zis, gramajul coletului, se adaugă încă 3 euro la fiecare kilogram, 3-4 euro, da? Cam pe acolo se învârt lucrurile. Așa că știu că mă întrebați foarte multe dacă expediez în extern, da, expediez prin poșta română, ajunge la voi, da? Doar că am o mențiune pentru expedițiile astea externe, plata este în avans, pentru că oficiile poștale sau serviciile internaționale de curierat nu au serviciu de ramburs și atunci plata se face în avans. Cam asta este metoda mea de expediție. Am vrut să vă spun aici pentru că primesc foarte multe întrebări de genul ăsta, dar în altă ordine de idei, fetelor, nu vreți să comandați din România. Intrați pe Google și orice căutați, yarn, de obicei nearby, da? Adică lângă voi, ce aveți pe în jurul vostru și Google vă dă magazine sau chiar site-uri online care sunt la voi în țară, care livrează în țările voastre, da? Deci, oricând există eBay-ul, numai că eBay-ul are niște taxe de... trebuie să fiți atenți la taxele de transport pentru că sunt destul de mari... la unele fire sunt destul de măricele. Atenție cu eBay! Pe eBay sunt foarte multe fire chinezești, da? Nu vă lăsați prinse, căutați mărci de renume, căutați etichetele pe care le doriți, da? Să nu vă inducă în eroare prețul sau taxele de expediție zero, de obicei alea sunt vin din China și, sinceră să fiu, sunt fire nu de cea mai bună calitate. Eu am comandat o singură dată și m-am lămurit cu tot ce înseamnă, vin fără etichete, nu știi câți metri au, nu știi ce conțin, nu știi, este puțin mai dificil. Bun, haideți să trec, o să pun camera pe masă, adică nu pe masă, ci spre masă, ca să vă arăt îndeaproape aceste fire, pentru că dacă o să vi le arăt așa, nu știu cât o să înțelegeți, aș vrea să vă arăt și textura fiecărui fir și să ne uităm puțin și pe etichete, da, deci o să fie un videoclip așa relaxant, de, ca să zicem așa, de
fundal pentru tricotatul sau croșetatul vostru, dar în același timp vreau să vă arăt și ce este nou. Am și fire noi pe care nu le-ați mai văzut la mine pe canal și pe care le-am și testat deja și vreau să vă povestesc puțin despre ele. Bun, să trecem la treabă, da? Cam așa arată coșul meu. Este destul de înalt și plin, dar o să vă arăt pe rând mai ce și cum ce am în el. Și o să încep cu, o să-l dau la o parte puțin. Și o să încep cu cei deasupra și tot o să ne mutăm pe parcurs în mai adânc și mai adânc în acest coș, da? Bun. Ce am luat recent? De mult îl vânez pentru că îmi place foarte, foarte mult acest fir. Este vorba de alize bambus și coton, da? Are fir de bambus și bumbac în el. E foarte, foarte moale. Un ghem are 50 de grame, 225 de metri. Acest fir este perfect pentru rochițe de vară, da? Sau mai bine zis bluzițe de vară foarte ușoare. Are răsucitura foarte bună pentru croșetă și se lucrează foarte ușor cu croșeta. Eu am vreo 5 gheme din astea. El teoretic parcă știu, dacă nu mă înșel, eu am făcut o bluziță acum 2 ani din el și au intrat cred că 4 sau 3 gheme jumate la o bluziță croșetată, să zic. Nu mai țin minte, dar oricum o să lucrăm ceva împreună din el. Încă nu m-am hotărât la model sau ce o să fac cu el, dar l-am luat pentru că de mult îl căutam. Deocamdată au adus foarte puține culori, abia a început sezonul și urmează să vină mai multe culori în depozit și o să aduc mai multe culori, dar asta mi-a plăcut cel mai mult din ce a venit acum. Este un albastru foarte frumos și chiar mă gândeam că ar merge foarte bine pentru o tunică sau mai bine zis o tunică pentru plajă, mă gândeam eu, să vedem. Cam asta ar fi ce am luat chiar ieri. În altă ordine de idei, bineînțeles că am luat alize Cotton Gold albe, mai multe gheme. De ce? Pentru că mi-am dat seama că urmează perioada de vară și vara ce se întâmplă? Sunt foarte multe evenimente, sunt evenimente seara, iar seara, având în vedere că vara te îmbraci cu o rochiță, să zicem, subțirică de ocazie, de multe ori ai nevoie de un bolero ceva deasupra și tot mă gândesc acum, caut modele, vreau din acest fir, el fiind bumbacă cu acril și să lucrez un model ceva cu ajur, ar merge foarte bine pentru ori un bolero, ori un sacou, ori ceva așa, cum să mă exprim, ușurel de vară de îmbrăcat peste o rochiță de ocazie frumoasă, cred că s-ar preta foarte bine, da? Să mut ăsta așa ca să bată lumina să vedeți mai bine culorile, da? Este un alb imaculat. Cotton Gold are în 100 de grame 330 de metri și este foarte spornic, adică e destul de econom în lucru. Se consumă puțin, are 55% bumbac și 45% acril, dar nu se simte, este un fir foarte, foarte moale, da? Deci este un fir foarte moale, foarte lejer de purtat și îl găsiți pe, are niște nuanțe ăsta, deci more, are niște culori, dar deocamdată am luat alb și mă mai tentează să iau un blămaren pentru o fustă, dar cred că la toamnă aș vrea o fustă, am eu o idee așa. Bun. Ce mai am nou? Ăsta sunt rămase de anul trecut. Am cumpărat mai multe gheme pentru un proiect cu gândul să-mi păstrez și eu. N-am mai apucat pentru mine să fac nimic. Yarnart Summer, îl cunoașteți cu toții. Eu îl recomand foarte mult pentru bluzițe cu mânecă lungă de primăvară, da? Deci vara, poate în zilele mai răcoroase, merge pentru niște cardigane, bolerouri. Dar în principal primăvara este un deliciu acest fir și la fel are un metraj foarte bun, deci un ghem din ăsta
are 100 de grame și are 350 de metri. Este 70% bumbac mercerizat și 30% viscoză. Viscoză este, de fapt, acest fir pe care îl vedeți voi mai lucios, așa, da? Care învelește bumbacul. E foarte moale. Atenție, firul ăsta este foarte pretențios la călcat. Puteți să-l îndreptați un picuț cu abur, dar de la distanță foarte mare. De călcat nu-l călcați pentru că se strică, da? Este un fir, din cauza acestui firicel de viscoză care este înfășurat pe bumbac, acest firicel se topește la căldură, ca să știți. Iarnar, summer, îl găsiți în destul de multe țări din Europa. Mă întorc la ce am spus la începutul acestui videoclip. Eu prima dată când am testat iarna summer l-am cumpărat din Grecia, ca să știți. Eu am vreo 4 gheme din astea galbene și mai am un ghem jumate sau două, nu mai știu, din astea mov. Vreau să fac o bluziță lungă, cu mânecă lungă, scuze, din ăsta galben și m-am gândit că dacă îmi rămâne și cu siguranță nu o să consum toată cantitatea de galben pe care o am, o să fac o combinație ceva cu ăsta mov ca să-l termin. Știți că mie îmi place să nu rămân cu fire, adică să termin tot ce am din același fir, să nu mai stau cu ele de la un an la altul. Cel puțin așa m-am propus plecând de acum încolo. O să le dau asta la o parte. Și revenind la ce se mai găsește prin afară, uite, aceste fire eu le-am cumpărat din Italia, mai exact din Sicilia, și îmi plac foarte mult. Deja le-am testat și sunt demențiale, vă recomand. Nu mai țin minte cât au costat ele, dar cu siguranță nu au fost foarte scumpe. Eu le-am luat cumva la reducere. Of, Doamne, dacă... Să zic că am dat 1,70 € pe gem sau 2. Nu știu, fetele mele, nu știu, dar căutați-le în merceriile voastre, mai ales cele care locuiți în Italia. Fire de la Mondial, Cable 8, da? Filo di Scozia, Scozia, este 100% bumbac, da? Este 100% bumbac, scrie că ar fi egiptean. E foarte, foarte mișto. Eu mai am încă două gheme. Am început deja să le-am testat cu croșeta, de aceea vă spun că îmi place foarte mult cum se așează acest fir. Din păcate, pe piața românească nu se găsesc produse de la Mondial, sau eu cel puțin nu le-am găsit. Dacă le găsiți undeva, vă rog să-mi dați un link, dacă le găsiți pe vreun site, dar acest bumbac este într-adevăr demențial. Ce pot eu să vă spun despre, în general, bumbacul italian? Îmi place foarte, foarte mult. Deci are un alt tip de prelucrare și mi se pare că este de o calitate superioară față de tot ce se mai găsește pe piață. Nu știu, bumbacul italian este bumbacul italian și nu se compară cu nimic. Dacă producătorii de lână sunt în Turcia, ca să zic așa, producătorii de în Turcia și în Peru, producătorii de bumbac de primă clasă sunt italiani. Mai am acest ghem de alize Diva Roșu și mai am încă unul. Tot caut să mai cumpăr această culoare. Este o culoare superbă, este un roșu, da, cum place mie să zic. Cu toții știți, alize Diva Silky Effect este un fir foarte bun și mi-am dat eu seama că făcând ordine acum, trecând de la haine de iarnă la haine de primăvară, că totuși mi-ar mai trebui niște rochițe lucrate, croșetate sau tricotate. Și m-am gândit eu că o rochie roșie în garderobă, am deja una neagră, o știți cu toții, da? Poate vă las link-ul aici dacă îl mai găsesc, rochia neagră pe care ați lucrat-o foarte multe dintre voi, dar aș vrea una roșie pe care să o lucrez cu un raglan. M-am gândit eu că oricum trebuie să vă filmez un alt tip de raglan, nu știu când o să mă apuc de el, deocamdată încă caut, aștept să aduc alize Diva pentru că nu au apărut încă colecția de anul acesta, nu a apărut încă în magazine și
vreau să vină, să văd ce culori noi sunt, că sunt ceva culori noi, și să mai iau roșu din ăsta și o să lucrăm o rochiță cu raglan de sus, da, de primăvară, doar că v-am spus nu știu când. Nu pot să vă promit acum, până nu găsesc cantitatea de fir necesară, mi-ar fi greu să încep să filmez și după aia să rămân cu ea neterminată. Seria de raglane o să urmeze, o să mai apară încă multe tipuri de raglane, dar v-am explicat și în acele filmulețe, aceste raglane trebuie ulterior să le transform, bineînțeles, să le continui, mai bine zis, în pulovere sau rochițe, și nu are sens să mă apuc și să filmez 7 raglane și după aia să vă arăt aceleași tip, aceleași produse de fiecare filmuleț, așa că le iau pe rând. Fac unul, lucrăm ceva împreună, iar fac alt raglan, lucrăm ceva împreună. Da, deci ăsta aștept să îl găsesc, îmi place foarte mult, iar mie îmi stă foarte bine cu roșu, îmi place foarte mult cum vine roșu și chiar mă gândesc că o rochiță roșie nu ar strica. Ce mai am eu aici? Bineînțeles, renumita Alizabela. Dacă nu știți acest fir, vă recomand din suflet. Este un bumbac foarte moale, se așează foarte bine în lucru, se lucrează extrem de ușor. Un ghem are 50 de grame și 180 de metri, deci are 360 de metri în 100 de grame, ceea ce este foarte, foarte bine. Eu am aici alb. Pentru acest alb am programat iarăși un alt tip de raglan, dar o să fie ceva deosebit, o să vedeți, o să fie un raglan total deosebit. Mi-am făcut deja niște calcule. Ăsta ar trebui să mă apuc să-l filmez cât de curând. Cred că ar fi următorul, sau mă rog, nu chiar următorul proiect, să vedem, pentru că pe canal o să mai urmeze niște tutoriale la care am lucrat și care le-am terminat recent. O să încep să le montez și să le încarc pe canal, pentru că eu un tutorial, vă spun sincer, îl filmez în decurs de 2 luni, da? 2 luni durează să filmez un tutorial, lucrez cam 3-4 în paralel ca să pot să, da, eu lucrez o bucățică, filmez, după aia lucrez la cealaltă bucățică, filmez, ca să am în anumiți termeni, am niște termeni setați pentru fiecare tutorial să iasă. De aceea, când mă rugați ceva, eu iau în considerare, bineînțeles, dar nu pot să filmez instant, adică vă dați seama, durează, plus că eu am alte videoclipuri care își așteaptă rândul, da? La care lucrez de mult și care mai aveau nevoie de ultimele cadre, pentru că nu pot să scot un tutorial până nu termin filmarea produsului final, da? Sunt secretele montajului, ca să zic așa. Bun, Alizabela, v-am zis, o să avem o bluziță deosebită din el. Urmăriți canalul pentru că o să vă placă, deci pentru asta am planificat ceva trăsnet vara asta. Haideți să mai trecem de la... Hai că mai am încă una de la Alize și termin. Încă un fir. Îl știți, ăsta încă l-am luat de anul trecut și tot uite-l bâțâi și tot testez cu el, fac anumite modele, după aia le desfac, nu-mi plac și tot așa mai departe. Până la urmă ăsta o să meargă la o rochiță, tunică de vară, vedem ce o ieși. Este... La fel se lucrează foarte ușor, este 100% microfibră, da. Microfibra este considerată acril, dar nu este acril, nu știu să vă explic. Este un fir care la bază pleacă de la, cum să vă spun, dacă țin eu minte bine, din ce am citit eu, această microfibră are la bază tot ori bumbac, ori lemn. Și prin metodele de prelucrare, acest lemn se transformă în microfibră sau bumbac. Trebuie să mă mai documentez în acest sens, promit că o să citesc și o să vă spun mai multe în alt videoclip, dar este un fir bun de vară. Deci este un fir bun, îl recomand, puteți să faceți bluzițe cu el, rochițe, ce vreți voi. Nici nu este foarte scump, mie îmi place foarte mult și acela care mai există unul, vreau să-mi iau cu sclipici în el, da, Alize Forever Seamly, pentru ceva mai de ocazie, așa, da? Bun, deci asta la fel, am scos să vă zic și de prețuri. Astea am impresia că sunt 7-8 lei, ceva de genul ăsta gemul, dacă nu mă înșel, și ăsta
Yarn Art Summer. Yarn Art Summer cred că este 10 lei gemul. Dacă ținem minte așa, parcă am dat anul trecut. Cotton Gold este 11 lei gemul. Ca și consum intră, cred că 4 la o bluziță ar trebui să intre, din ce țin eu minte, că am lucrat odată un... am lucrat o bluză din el, dar acum nu mă aduc aminte, dar cred că 4 gheme intră la o bluziță, mărime din asta, universală, SML, ceva de genul ăsta. Bun, haideți să vă arăt mai încă două produse pe care le-am luat. Drops Safran. Acest fir, Drops Safran, mi-a plăcut foarte mult, am lucrat cu el vesta pentru bărbați. L-am avut pe Bleu, da? Și am aici, am păstrat și factura, ca să vă spun cât este un gem. Eu l-am luat tot la reducere cu 7 lei per gem. 7 lei, 50 de grame. Plus transport. Așa, am luat din astea vreo 10 și din astea roz vreo 6. Ăsta vreau, l-am luat pentru o rochiță de vară. Am impresia că nu este 100% bumbac, asta să verific. A, nu, e 100% bumbac, dar nu știu de ce aveam impresia că e mai are și un pic de poliacril în el. Nu, este 100% bumbac. În 50 de grame sunt 160 de metri, destul de bine. Și se lucrează cu andrele numărul 3, dar parcă eu le-am lucrat cu 2,75. Eu întotdeauna iau andrele mai mici, că nu vreau să să-mi iasă lucrurile găurite. Pentru asta avem alt tip de raglan. Deci o să vedeți, cu asta o să facem alt tip de raglan. Cu asta, ăsta l-am luat pentru o bluziță. Aici vreau să vă fac să vă dau un sfat și să fac o mențiune. Eu când îmi comand firele, întotdeauna mi aleg, dacă mi aleg 2-3 culori, le aleg să fie cât de cât complementare, da? Sau să se asorteze, mai bine zis, una cu alta. De ce? Pentru că dacă îmi rămâne un pic de aici și un pic de aici, da? Le combin și mai fac un maiou sau mai fac un tricou, da? Asta este un sfat, un life hack, ca să zic așa, pentru momentul în care vă alegeți ce fire să luați. Căutați niște fire care se seamănă cât de cât, da? Adică luați roșu și negru sau, nu știu, crem și bej sau... pentru că mă refer când comandați fire din aceleași gamă, da? Uite cum am ales eu aș Drop Safran, vroiam două piese vestimentare și le-am ales cât de cât să se asorteze, că cu siguranță îmi rămâne și din ăsta un pic și din ăsta un pic, le-am combinat și mi-a ieșit un, să zicem, un top sau un maiou de vară și asta este, ca să nu rămân cu fire, da? Sau, mă rog, data viitoare mai iau un alb, să zicem, și fac niște dungulițe cu ăsta, depinde cât îmi rămâne, că încă nu m-am hotărât. Aici nu știu sigur ce model o să fac, aici deja știu că o să fie rochiță cu mânecă scurtă, dar la ăsta încă nu. Știu doar că vreau o bluziță roz, ușurică de vară. S-ar putea pe ăsta să-l fac cu croșeta, s-ar putea să fac cu andrelele, nu știu încă să vă spun, da? Deci cam asta ar fi proiectele mele de vară. Sunt destul de multe, ca să zic așa, chiar avem ce să lucrăm vara asta și o să facem foarte multe chestii interesante. Pe lângă asta, bineînțeles că vreau să văd cum derulează lucrurile aici și cât de repede le reușesc să le fac, dar uite, din asta trebuie să mai cumpăr. Mai aveam un plan și Diva Stretch să mai iau, dar caut o anumită culoare. Am în magazin un turcoaz, v-a plăcut foarte mult topul meu din Diva Stretch, ăla cu umerii lăsați, doar că de data asta am o idee și mai cu Diva Stretch. Și inițial am zis că iau alb. După aceea mi-am dat seama că am și Bella albă, am și Cotton Gold alb, am zis că iară toată vara lucrez pe alb, parcă nu știu, hai să mai schimbăm culorile. Și mă mai gândesc acolo, ori la un lila, ori la un verde, încă mă gândesc. Nu m-am hotărât cu Diva Stretch, dar aș vrea să fac și un tutorial pas cu pas cu Diva Stretch pentru un top de vară.
Îmi place foarte mult, deci el se simte pe piele foarte, foarte mișto. Știu că v-a plăcut la foarte multe fete dintre voi acel top albastru, top mare albastră, parcă l-am intitulat eu, nu mai știu. Dar avem, uite, o să vă las linkul în dreapta sus ca să știți la ce mă refer. Am un tutorial sau un ghid, mai bine zis, v-am mai explicat cum se lucrează și știu că foarte multe dintre voi chiar l-ați lucrat deja. Asta am vrut eu să vă arăt astăzi, am vrut să fie așa un videoclip mai relaxant, având în vedere că mâine este 8 martie, scuze, 1 martie, deja mâine este 1 martie, mâine o să facem extragerea pentru câștigătoarea concursului de 10.000. Am văzut că parcă s-au adunat în jur de 130 de comentarii, da? Repet, comentariile o să le iau în calcul pe cele de pe YouTube, da? Nu cele de pe Facebook, ca să știți. Da? Comentariile de pe YouTube, de ce mai aveți astăzi posibilitatea sub videoclipul concurs 10.000 de abonați. Vă las linkul aici, în dreapta sus, dați click pe el și intrați acolo și vedeți care sunt condițiile concursului. Mai aveți astăzi șanse să vă înscrieți, iar mâine eu o să fac extragerea pentru câștigător și o să verific dacă îndeplinește condiția, adică să fie abonat la mine pe canal, o să intru pe contul, da? Pe contul persoanei, să fie abonată și să fie dat like la video, da? La videoul și, bineînțeles, mesajul, dar mesajul automat se va prelua în momentul extragerii. Bun. Asta a fost cu firele de vară, am trecut așa repede prin ele, pentru că oricum urmează tutoriale și o să vorbim despre ele toată vara, da? O să vă spun eu ce și cum, cum se spală, cum se întrețin, cum le lucrați, cu ce andrele, da? Toate aceste detalii o să tot apară în tutoriale. Uite, mi-am luat aici recent această caserulă. Am luat-o din Metro, parcă, destul de mare, e imensă și am zis că le pun așa aici grămadă ca să le am, să le lucrez toată vara, să o golesc, da? Să golesc această caserolă. Bineînțeles că acum o să mă apuc de mai multe proiecte odată de filmat. Am terminat în sfârșit plovărașul gri, cel cu anchior, o să-l vedeți cât de curând pe canal tutorialul, l-am terminat ieri. Da, ieri l-am terminat, l-am spălat, l-am uscat, l-am și dat posesoare, a fost foarte încântată de el și am căciulița și snudul, asta o să fie imediat, le postez acum repede, săptămâna viitoare, cred. Da, cred că săptămâna viitoare avem căciulița și snudul și după aia începem seria cu plovărul gri, da? Cu anchior, pe care puteți să-l lucrați din Angora Gold, din Real 40, în fine, vă povestesc eu acolo toate detaliile, da? Dar este un model foarte bun pentru primăvară de îmbrăcat la cămăși, da? La cămășuțe de primăvară și nu numai, chiar și fără cămăși, e cu un anchior destul de generos, ca să zic așa, din, mă rog, generos, potrivit pentru cămăși. Eu mă duc să filmez alt tutorial acum, adică încep un alt tutorial foarte foarte interesant cu nu vă spun, o să vedeți. Intrați la mine pe pagina de Facebook și acolo o să vedeți că postez poze cu ce mai lucrez eu și acolo vedeți voi, adică pe Facebook se vede prima dată cam ce urmează, ce tutoriale și așa mai departe, dar am un proiect secret, da? Un proiect pe care nu vi l-am arătat încă și nici nu o să vi l-arăt deocamdată. Pentru că vreau să văd ce iese, o să fie ceva deosebit, este o nouă tehnică, este o tehnică de tricotat nouă, da? Bun! Vă pup, vă doresc o zi extraordinară, eu mă duc să-mi încep un nou tutorial, că am terminat pulovul, acum trebuie să mă apuc de filmat altul, ca să fie gata când termin cu pulovul, da? Vă doresc o zi extraordinară, nu uitați să vă bucurați de zilele cu soare de afară, nu uitați că este păcat să vă irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere, pa, pa, pe curând!